Radioul lui Cosmin Guș a primit de la CNA cea mai mare amendă pentru dezinformări despre Ucraina și Rusia, pagina de media. Două amenzi într-o singură ședință pentru Gold FM pentru discuțiile despre Ucraina. Consiliul Național al Audiovizualului a dat două amenzi pentru o serie de emisiuni difuzate la începutul lunii martie despre războiul din Ucraina, emisiuni prezentate de Cosmin Gușă și Iosefina Pascal la postul de radio, scrie pagina de media.ro. Este vorba de o amendă de 10.000 de lei și încă una de 100.000 de lei pentru emisiuni în care s-a afirmat că ucrainenii sunt naziști care antrenează paramilitar copii, că ucrainenii sunt un seam de șuți, hoți și fete cu moral ușoare, și în care s-a discutat despre detașamente de copii pe modelul ISIS și despre limuzine care ar intra în România și care au fund dublu pentru a ascunde arme. În emisiunea lui Cosmin Gușă s-a vorbit, fără a se aduce probe, și despre ferme de copii din Ucraina, care sunt în grija racților. Noi când vom face aceste dezvăluiri punctual, ăștia, cu armele aduse în fundul dublu al mașinilor, vin să ne execute, a mai afirmat Sorin Roșca Stănescu, invitat într-una din emisiunile lui Gușă. Mai bine de 3 ore au vizionat și dezbătut membrii CNA emisiunile de pe Gold FM în care s-a discutat pe larg despre situația din Ucraina. Emisiunea Iosefinei Pascal a fost pe modelul monolog, în timp ce edițiile vizate ale emisiunii Cei în Gușă și în Căpuș au fost dezbateri cu Sorin Roșca Stănescu sau Peter Imre. Sancțiunile propuse de Mircea Toma au fost votate de 7 dintre cei 8 membri prezenți. Nicolae Bălașa, vicepreședintele CNA, a votat împotrivă pentru ambele sancțiuni. Aceasta este a doua amendă primită de Gold FM pentru modul în care a mediatizat războiul din Ucraina. Postul de radio a mai primit o amendă de 50.000 de lei pentru modul în care a reflectat războiul în primele zile ale agresiunii Rusiei. Citește tot articolul pe pagina de media.ro.